Este incredibil, dragi români, ce se întâmplă în Parlamentul României. PSD-ul a ajutat UDMR-ul să treacă prin Camera Deputaților o lege prin care dă autonomie largă ținutului secuiesc. Este incredibil unde s-a ajuns cu acest PSD. Este incredibil ce înțelegeri se fac în Parlamentul României. În timp ce noi, eu, guvernul, celelalte autorități, ne luptăm cu pandemia de coronavirus, ne luptăm pentru viețile românilor, ne luptăm ca să scăpăm de această pandemie, PSD-ul, marele PSD, se luptă în birourile secrete din Parlament ca să dea Ardealul ungurilor. Ionopot Ciolacu, oare ce v-a promis liderul de la Budapesta, Victor Orban, în schimbul acestei înțelegeri? Vedeți, dragi români, asta înseamnă o majoritate toxică, majoritatea toxică pesedistă. De aceea, dragii mei, se înțelege acum poate mai bine de ce am vrut alegeri anticipate. Eu nu mai vreau ca problemele importante ale națiunii să fie hotărâte de PSD. Eu nu mai vreau ca această majoritate toxică pesedistă să hotărască împotriva României și împotriva românilor. Este inadmisibil așa ceva și până când sunt eu președintele României, o astfel de lege nu va exista. Vă mulțumesc! O declarație scurtă pe o singură temă, cea legată de ținutul secuiesc, un subiect foarte delicat în România și cu ceva vechime, îi acuză în mod direct și foarte dur președintele pe cei de la PSD de un joc împreună cu UDMR, dar nu numai cu UDMR, și cu premierul Ungariei, cum că ar avea o discuție privind ținutul secuiesc. Ce ai primit, îl întreba pe Ciolacu, ce v-a promis liderul de la Budapesta contra ținutului secuiesc? O declarație foarte dură așadar la adresa celor din PSD. Așteptăm să vedem dacă va exista și o replică din partea lui Marcel Ciolacu, acuzat în mod direct de către președinte. Mergem mai departe. Achiziție semnificativă făcută